Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mie mi se pare că anul ăsta ai ratat alegerile cu brio. Da. Nici nu m-am băgat anul ăsta, chiar n-am avut nicio idee. Ești, mi se pare că ești gata pregătit pentru funcția asta, că nici funcția de consilier nu se plătește. Adică... Altfel, în privința alegerilor, cred că am trecut prea ușor peste o știre, și anume, poate ați auzit că la Costinești se repetă alegerile. Nu cred. Da. Au fost anulate. Dar cum? Deci, după 2 săptămâni și 6 runde de numărare a voturilor. De ce? Au numărat voturile alea, au renumărat de 6 ori și de fiecare dată le-a dat rezultat. Mă jur? Deci, băi, acolo e ceva cu totul special. Deci, inițial... Acolo votează și turiștii? Bă, nu știu, că au votat ucrainieni, a ieșit un scandal, erau să ia la bătaie de 6 ori. Da, ilegal. Deci acolo s-au plasat pe primele 2 locuri candidatul PNL și PSD, care stă în coaliție, știi? Luptă fratricidă. Fratricid. Și diferența a fost foarte mică, cert a fost foarte mică, nu se știe cât însă. Și prima dată a fost o diferență de doar un singur vot. Aia am auzit și eu când era un vot. A ieșit scandal. O veste americană. Contestații. Și s-a renumărat. Și s-a renumărat și a ieșit egalitate. Și după aia au mai numărat o dată și a ieșit pentru olilal. Și deci de 6 ori au numărat voturile alea și le-a ieșit de fiecare dată alt rezultat. Contestații, nu știu ce, și în cele din urmă au hotărât că nu se mai poate în felul ăsta și refac alegerile. Dar nu-mi dau seama cum în baza a ce? Nu știu. Nu știu. Adică bănuiesc că există niște reguli, niște legi în țara asta, nu? Și care spun dacă ești la egalitate sau dacă ceva. Se repetă alegerile. Dacă era balotaj, atunci da, se repetă. Dar există clar undeva vreun punct acolo, punctul F, aliniat, nu știu care să spună dacă se numără voturile și ies diferit. Deci s-au așezat, hai mă, că de data asta trebuie să ne iasă. Ia, fii atent. Unu. Una ție, una mie. Doi. Bănuiesc că sunt doi. Iar n-a ieșit. Nu-i vreo metropolă. Adică sunt sute de voturi. Că dar înțeleg că la noi, într-un sector, au fost 10.000 de voturi. Adică s-au ales primarii în București pe baza câtorva 10.000 de voturi. Da. În Costinești vor fi 1.000. Ar pune 2. Mai mult, Costineștiul e mare. Uite, se uită Adi acum pe Wiki să vadă câte locuitori sunt. E mare, dar n-au votat toți. Nu au votat și Bucureștiul e mare și din milioane au votat 10.000. Nu contează, mă, și dacă sunt 1.000.000 de voturi, nu poți să mă spui să număr de 6 ori și să-ți dea de fiecare dată arată rezultat. Adică... Aduci un numărător de la oraș. Populație, spune Wikipedia, 1.409 locuitori. Na, 1400 toți. Sunt toți, deci asta înseamnă că nu votează toți. Că asta e Caterinca. Deci au de numărat probabil 248 de voturi și nu le dă. În hotelul de la Forum erau. Înțelegi? Dar gândește-te că e stațiune. Vă imaginați cam cum au fost alegerile astea locale în restul țării, adică în toată țara? Dacă avem asemenea caz. Marius spune, acum nu știu dacă e adevărat sau nu, că sunt în jur de 700 de voturi fiecare. Da, în jur de... Păi cum? Bă, bravo, mă. Marius, da. Aproximativ. Știu, băi, am înțeles că sunt aproximativ egal numărul de voturi la fiecare, că de-aia se și repetă alegerile. Dar sincer, cum să nu merg de 6 ori și să nu ajungi la o soluție, la un rezultat? Nu-mi dau seama ce se poate întâmpla acolo. Acum depinde, știi bine că depinde cine numără. Primul rezultat a fost 772 la 771. Da, cum am spus, un vot diferență. E ridicul total, băi, sunt 1500 de voturi de numărat. Le numeri de 6 ori și nu-ți dă niciodată bine, e ceva nebun. Probabil. Să vină o comisie de experți matematicieni. Da, exact, aritmeticieni. Deci astea fiind foi într-un sac, adică nu e să zici că e ceva complex. Încerc să mă gândesc că poate s-au certat pe cum arătau niște voturi care... Da, poate mă, nu ce, erau mototolite sau ce? Da, nu era ștampila pusă corect, poate era mai la margine, poate că un vot anulat la început a fost luat în considerare data următoare când s-a numărat, adică altă explicație nu există. Logic, mă gândesc, dincolo de glumele mare acolo noastre răutăcioase, trebuie să existe cumva o explicație logică pentru care să numeri de 6 ori voturile. 1500 de voturi să-ți dea de fiecare dată un rezultat. E de urmărit situația. Eu zic că și data viitoare, când se va vota, vor fi discuții. O să vedem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.